Pentru unele persoane, vârsta din buletin nu este un motiv pentru a sta în fața televizorului și aduce un mod de viață sedentar. Protagoniștii noului episod al rubricii Tineri în etate fac sport, sunt tineri în suflet și vor să rămână așa mereu. Ei pot fi un exemplu atât pentru noi tinerii, cât și pentru cei de vârsta a treia care au cam refuzat să mai fie activi. Dacă veți merge la o plimbare în Parcul Valea Morilor, îi veți putea vedea entuziasmați de joc și plini de energie. Și-au amenajat propriul teren de sport, astfel încât vin aici de câteva ori pe săptămână și joacă volei. Am practicat atletică ușoară, pe urmă am mers în volei, că e un sport mai, așa, mai puțin, cu mai puțin efort. Terenul ăsta practic amenajat din banii mei și al Anatol. Terenul ăsta e făcut de noi pentru... cu inițiativa noastră, fără primărie, fără nimeni. Eu toată viața am sportul. Toată viața. Dacă și majoritatea care, eu știu care se ocupă aici și care vor a regulat apurul. Asta e ca un plus pentru sănătate, dai plus de la copii. Eu în fiecare zi, majoritatea care cu muncă, că eu așa muncă la mine, eu pot să le spun că și mine la sport. Adică așa eu m-am învățat. La mine fetele au aici, au crescut. Una acum joacă în America, una în Italia, au jucat. Azi mai mică totuși, ca și prin Columbia, și omblat și prin Mexica. Fac sport pentru satisfacția proprie, însă participă și la concursuri internaționale. Aceștia au luat anul trecut locul întâi la o competiție din Ucraina, la care au participat în total 12 echipe. Umblam la competiții tovărășești, am fost pe la Ucraina, am fost în Turcia, dar așa, pentru niște colective care sunt cunoscute. Și pe domnul Aureliu îl puteți întâlni la Valea Morilor, unde se plimbă pe un skateboard. Este inginer de profesie, iar pe lângă muncă găsește timp, cam o dată pe săptămână, pentru a practica un sport mai tipic tinerilor. Asta e de cea care permite, cum să spun, fintă, care diferite exerciții, cele complicate, permite. El de atâta și e răsușit așa. Eu merg ca cu skate deja la drept, care nu-i gândit la toate acestea. El special ca să-l calci, sau răsușești de măr, să sai pe dânsul. Eu acestea nu le pot face. Nu că chiar sunt periculoasă într-un fel. Asta ca și cum, nu știu, ai sărit de pe o casă pe alta, ai sărit gardă, e destul de periculos. Cred că nu-i prea costisitor. O bicicletă nu-i mai ieftină, dacă să luăm așa. Un pic de dorință și asta e tot. Trebuie să facem noi cu mâna noastră, da. Mișcarea e viață. Pasionate de sport sunt și femeile. Pe doamna Margareta ați putut să o vedeți la mai multe concursuri și emisiuni. Practică sportul cu regularitate, iar vârsta pe care o are nu o împiedică să aibă un corp tonifiat și tânăr. Se trezește la 5 dimineața și merge la sală, unde face sport de la 7 dimineața până la 5 seara. Cred că trebuie să lucrez cu mușchii, cu inima, cu rezistența și după toate astea, vreo 4-5 ore eu dedic lucrurile astea de bază și apoi eu mă ocup individual, aici, pe porțiunea asta, aici, extinderea yoga, aici e sănătatea, aici e baza. Regimul corect de alimentație, regimul corect de antrenamente, principalul dorința, forța. Cei de vârsta ei sunt sceptici la modul de viață pe care îl duce și puțini îi împărtășesc pasiunea pentru sport. Totuși, doamna Margareta este un exemplu pentru multe persoane care frecventează aceeași sală cu ea. Așa energizider ca mine, fără că să mă închisesc, eu vă spun că așa sunt eu, energizider. Nu poate să nu mă susțină, să nu mă iubească, să nu mă știe, să nu mă cunoască toată lumea. Pentru că eu nu numai că mă ocup și dau exemplu, eu încă le mai ajut, le spun unde fac greșeli, le dau îndrumări, mai ales când fac aici extinderea, yoga. Foarte mulți nu practică deloc lucrul ăsta și se apropie alături cu covarașele lor și eu îi ajut. Este recomandabil ca persoanele în vârstă să practice sportul din cauza că odată cu înaintarea în vârstă, organismul uman are proprietatea de a-și modifica atât forma cât și consistența din cauza pierderii densității osoase, mușchii au capacitatea să se atrofieze, la fel și organele interne. Noi, prin sport, cât de cât putem menține sau reține această stadie de dereglare musculară, dereglare scheletară și organică.